obiceiuri de iarnă, regăsite în acest frumos areal al Văii Mureșului, dar nu numai, și al Văii Pecheiului, pentru că, așa cum vă spun de fiecare dată, acesta a fost țelul nostru, să aducem la oaltă atât cât ne este în puterea noastră, trupe de colindători din arealul unde se păstrează acest frumos obicei, respectiv în județele Arad, Hunedoara și Timiș. Nici în aceste județe, nu peste tot, ci doar într-o zonă bine delimitată și cunoscută de foarte multă lume. În această seară avem 7 trupe de colindători și 2 invitați speciali. Mă rog, deja tradiționalii prieteni ai noștri și invitați speciali de la Petrila, îi știm de anul trecut sau poate că și mai de mult, și le mulțumim tuturor că au răspuns invitației noastre. Așadar, ne aflăm la cea de-a 7-a ediție a Festivalului Obiceiurilor de Iarnă, Alaiul Dubelor, Festivalul Dubașilor, și sper că și de această dată să fim la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Așa cum am pornit de la biserică în alai spre sala de evenimente în care ne aflăm acum, au deschis alaiul gazdele, respectiv săvârșinenii, Dubașii de la Săvârșinenii. Yeah.
gazda nostru, ce-s domn bun. Cu al treilea dat, cu o bute crească, cu la mulți ani să trească, dar nici aceasta nu s-a făcut așa cum vă gândiți voi. Avea gazda nostru, ce-s domn bun, acolo sus, în dealul Ioachimului, în câmpul Salimului, niște aia mărunței, de câțineau oamenii prunășei. Făceau niște alea măruțele, de le căzneau oamenii prunășele. Ieșea gazda nostru, ce-s domn bun, cu celica cu albău. Dar când ieșea, ieșea cum ieșea, dar când puia pățea mai rău. Când albău păste celică, când celica păste albău. Apoi doagele, pârloagele, fundurile, prundurile, cercurile, percurile. Dar mulțumim la gazda nostru, că în vale când ajungea, podoagă tot mai rămânea. Și nouă ne dădea, dar și dânsului își mai păstra. Asta e legată cu cercuri de becuri, să le țină până miercuri. Mai pun dop de anul, ca eu la gură s-o pun. Din județul Timiș. Să-i întâmpinăm, Doamne, ce dubași mari. Chiar am vrut să vă spun, în biserică am văzut dubași mai cărunt decât mine. Și când am văzut pe acești dubași, mi-am dat seama că încă mai avem viitor în tradiția asta frumoasă de Crăciun. Să-i primim cum se cuvine pe dubașii din Povergina. Cum la spectacol, așa că pe lângă acești frumoși dubași de la Povergina, a invitat și două doamne ale cântecului popular bănățean. Este vorba despre doamna Lia Lungu, s-o aplaudăm, și o cunoștință mai veche de-a noastră și consăteană, îi spun eu de fiecare dată, pentru că are o proprietate ad hoc, doamna Elena Georgescu-Todi. Am dorit să fie ca o surpriză a spectacolului nostru din această seară, dar o să le dau microfonul domnilor lor, după ce voi înmâna distincțiile acestor... Câți ani? Trei ani. Să-i cântăm mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască!
Și bineînțeles, se cade să-i mânăm și o distinție frumoasă dubașului Andrei Proscariu pentru cel mai tânăr dubaș. Mulțumim tare mult și felicitări! Să colindăm, că venim să
de răche, dar mai multă omenie. Mare mulțam, mare mulțam. De ni s-o părea prea dulce, tot oficiu mai aduce. De ni s-o părea amar, îmi trimite pe la un bar. Cu un cal, cu un măgar, cu o bute, cu șepte cercuri. Să bem aci până miercuri. Mare mulțam, mare mulțam. Dar de cât să așteptăm o săptămână? Hai noroc cu ce-i în mână. Mare mulțam, mare mulțam. Fielița lui Hristos. Și o sticlă de vinar să ne fie la răcat. Și un șol cu boldul coborât din pod, cu capăt pe masă, cu unul sumasă. Să crească gazda la mulți ani. Și acum să luăm gătoia la joc. Muzica.